ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre multe parfumuri. Au venit iepurașii la mine, am primit parfumuri, am și cumpărat. Avem aici clone, avem parfumuri arabești, avem designer nișă de toate. Și nu numai parfumuri, am și o cutiuță despre care să vorbim. Au venit iepurașii la mine cu mai multe lucruri, însă am băgat aici doar parfumurile pentru că n-am vrut să fie un clip foarte, foarte lung. Oricum, produsele care îmi plac foarte mult și despre care vreau neapărat să vă spun, vor intra în favoritele lunii. Așa că, haideți să trecem la treabă și să vorbim despre parfumuri. Însă, înainte de toate, vreau să vă spun că vă recomand să filtrați foarte mult informația și să selectați. Nu trebuie să cumpărați atâtea parfumuri. Când aveți nevoie de un parfum, cumpărați doar ce vă atrage mai mult, pentru că nu este indicat să ai o colecție. Bine, acum dacă ești colecționar, dacă ești pasionat de parfumuri, nu-ți recomand nimic, poți să faci ce vrei, dar pentru persoanele care nu sunt înnebunite să aibă o colecție mare de parfumuri, nici nu trebuie. Poți să selectezi și să cumperi doar ce te tentează mai mult și recomandarea mea este să testezi înainte. Știu că sunt pasionate de parfumuri care cumpără blind cu mare plăcere. Sinceră să fiu, atunci când comand un parfum, mai curioasă sunt de unul pe care nu-l cunosc decât pe unul care îl știu deja, l-am testat și îmi place foarte mult și aștept mai cu nerăbdare un parfum care vine blind. Asta este nebunia noastră, dar eu vă recomand să testați dacă puteți și mai ales testați dintr-o mostră, un decant, pentru că în magazin te păcălești foarte, foarte ușor. Acestea fiind zise, sper că ați înțeles ce vreau să spun. Nu trebuie să strângi foarte multe parfumuri, pentru că o să ai parfumuri care îți plac așa și așa și o să ai parfumuri care îți plac foarte, foarte, foarte mult și atunci o să folosești doar ce îți place foarte, foarte mult. Poți să renunți la restul, poți să mai faci schimburi, poți să mai vinzi din ele, adică sunt variante, sunt grupurile de parfumuri. Haideți să trecem la parfumuri. Sunt și eu în rândul lumii, să știți, sunt în rândul lumii. Am un parfum pe care toată lumea îl are și eu l-am testat, îmi place foarte mult, l-am primit. Adriana, te salut și îți mulțumesc tare mult pentru parfumuri. Iara de la Latafa, toată lumea are parfumul acesta. Avem aici frișcă și aș putea să spun că îmi miroase a milkshake cu căpșuni și frișcă, o prăjiturică. Este un parfum foarte frumos, are și un preț ok. Da, bine că miroseam parfumul și voi nu vedeați. Foarte frumoasă este sticluța aceasta și nu arată ca fiind ceva foarte serios, da. Arată așa, mai girly, mai jucăuș așa și chiar așa este și parfumul. Nu este un parfum serios, nu este un parfum care este ieftin și miroase a parfum scump, adică nu l-aș pune în categoria aceea. Este un parfum ușor, foarte girly, foarte vesel, foarte frumos și îmi place, ce să zic. Îmi place foarte, foarte mult. Miroase super, super bine. Dacă vă plac parfumurile gurmande, dacă vă plac parfumurile tinerești, cu siguranță vă plac, chiar dacă aveți parfumuri foarte feminine, mature, serioase, merge un parfumel de genul acesta care să te facă să zâmbești. Este foarte, foarte frumos. Și sunt curioasă și de Moa, dacă l-ați testat pe Moa, spuneți-mi și mie despre el. Am înțeles că seamănă cu Marc Jacobs Perfect Intens și sunt curioasă dacă ați testat iara Moa și vi se pare că se duce într-o zonă
așa migdalată, intensă. Pentru că eu am testat Marc Jacobs Perfect Intens și mi-a plăcut foarte mult parfumul acela. Și sunt curioasă dacă Yara Moi se duce în zona aceea. Părerile sunt împărțite. Unii preferă Yara, acesta roz, unii preferă Moi, dar o să încerc să-l testez. Haideți să trecem și la două parfumuri vintage. De ce? Nu trecem la parfumurile vintage. Haideți să vorbim, dacă tot am început cu parfumurile primite, primul este Yara, haideți să vorbim și despre restul pe care le-am primit de la Adriana. Și mai am aici de la Misu, acestea, nu vorbim despre ele acum, o să discutăm despre ele când o să le compar cu parfumurile originale. Și avem aici ceva de la Hermes, avem aici Iodeima, nu mai știu după ce este, Angel, parcă, da, Angel de la Mugler. Mai am aici Aqua Woman, acesta este un parfum pe care eu l-am mai de mult. Am zis să vi-l arăt aici, că tot am vorbit despre ele și o să discutăm într-un clip doar despre clone. Iar aici am ceva, un brand care vine din Spania și este Fame, de la Paco Rabanne. Da, este Fame și miroase super, super bine. Chiar mi s-a părut un pic mai bun decât cel de la Lorina. Da, eu l-am testat pe cel de la Lorina după Fame și chiar mi se pare că se dezvoltă. Cel de la Lorina mi s-a părut că rămâne cumva cum este acesta în deschidere. Dar acesta se dezvoltă parcă diferit și mai frumos. Da, nu știu exact brandul, dar când o să vorbim despre aceste clone, o să vorbim și despre acesta. Mai am un parfum, tot de la Adriana, care este Seductive Noir și despre acesta spune lumea că seamănă cu Mont Guerlain, că este o clonă. Eu nu aș denumi parfumul o clonă, parfumul acesta nu aș putea să spun că este o clonă. Se duce în aceeași zonă ca și Mont Guerlain, este ceva mai dulce, ceva mai seducător, pe când pe Mont Guerlain îl văd un pic mai în zona de cozy, de cumva este mai liniștitor, mai versatil. Pe acesta îl văd ceva mai intens, ceva mai seducător, mai girly, să zic așa. Da, cam asta vreau să zic, dar miroase super bine. Desigur că noi facem acum o prezentare a parfumurilor, o să mai discutăm despre ele, o să fac update-uri, o să vedeți în favorit. Dar miroase foarte bine și acesta, îmi place foarte mult, are un iz totuși diferit, nici nu știu ce note are, sincer. Dar este vanilat, este aromatic, are un iz diferit de Mont Guerlain, cu siguranță. Dar îmi place cum miroase, îmi place. Mai discutăm și despre el pe viitor. Oricum, îmi place foarte mult și sticluța aceasta. Mi se pare foarte sexy parfumul ăsta. Ce mai avem noi aici? Am niște rarități, niște rarități minunate aici. Dar discutăm după ce vorbim despre vintage. Haideți să trecem la parfumurile vintage, că am doar două. Am luat și eu Amariș, o variantă, o parțială. Amariș de Givenchy, eu mai am și Amariș Mariage în colecția mea. Acesta este ceva mai un floral, ceva mai greuț, aș spune. Mie miroase a narcisă. Știu că nu are narcisă, dar acolo mă duce cu gândul când miros parfumul acesta. Este un parfum frumos, este un floral puternic, persistă foarte bine, are izul acela vintage, dar este foarte purtabil, chiar dacă, nu știu, poate că nu toată lumea iubește parfumurile vintage, nici eu nu pot să zic că mă dau pe spate, unele îmi plac foarte mult. Acesta mi se pare un pic greuț,
nu pot să zic că întind mâna după el. Dar l-am vrut în colecția mea de vintage, mai am și celălalt care mi se pare mai potolit, Amariș Mariaj. Dar da, ce să zic, trebuie să ai în colecție Amariș, că n-ai cum să nu-l ai în colecție. Următorul vintage este L'Air du Temps de la Nina Ricci. Acesta este un parfum pe care l-am cumpărat pentru cineva, pentru o fată dragă de aici care ne urmărește. Este apă de toaletă, este un floral mai luminos, mai potolit, mai purtabil. Îmi place mai mult acesta. Chiar îmi place și acesta este un parfum pe care l-aș purta și eu cu mare, mare drag. Am multe și nu prea mă îndrept către parfumurile vintage, dar îmi place să le analizez, îmi place să le miros, să le și folosesc din când în când. Iar acesta este unul foarte, foarte frumos. Este un floral luminos, feminin, nu este atât de puternic, nu este așa în evidență. Izul acela vintage, florile acelea puternice, este foarte, foarte luminos și purtabil. Din păcate nu are capacul acela frumos și mi se pare că este farmecul sticluței, dar parfumul este minunat și asta e, poate facem rost de capac. Gata cu parfumurile vintage, am mai primit, haideți să vorbim tot despre primite, am mai primit aici un parfum The Essence Vault Fragrances 29, ar fi o clonă după Dior Poison, mie nu mi se pare că seamănă cu Poison. Habar n-am. Mi se pare destul de fresh, potrivit pentru primăvară-vară, adică nu pot să zic că seamănă cu Poison din niciun punct de vedere. Andreea, te salut și îți mulțumesc tare, tare mult pentru tot ce mi-ai trimis. Andreea are și ea un canal de YouTube, o să-i pun în descriere canalul, să vă duce să vă uitați și la ea și să o rugăm să posteze mai des, dacă se poate. Mi-e plac foarte mult fetele care vorbesc despre parfumuri, pentru că la noi sunt puține și mă bucur când cineva postează. Sunt, pe majoritatea le urmăresc, pentru că suntem destul de puține și ne susținem. Și pe lângă asta mai am un parfum aici, dar am zis că am o cutiuță foarte drăguță și am pus-o aici ca să vă arăt parfumul, să vă faceți o idee despre ce este vorba. Uitați-vă cât de frumoasă este cutia, este o cutie metalică. Aici în cutiuță avem așa, o mască de la Simple, este foarte mișto acest brand Simple, mai am și alte produse. Unele se găsesc la noi. Nu mai știu exact site-ul, dar am văzut că se găsește și la noi. O să vi-l pun în descriere sau o să vă scriu aici pe ecran. Mai am produse de la Simple și sunt ieftine și bune produsele astea. Aici avem un gel de duș. Uitați-vă cât de frumoase sunt ambalajele. Așa micuțe și mie îmi plac foarte mult. Eu chiar cumpăr multe produse travel pentru că vreau să și descoper și îmi place să nu le țin foarte mult. Avem aici o ojă de la Berry M in a Flash Quick Dry, super, super. Oricum am un spray pe care usucă unghiile, foarte bun, foarte bun, din păcate nu prea se găsește, dar o să vorbim în favorite despre el. Am găsit un spray foarte, foarte bun de uscat oja. Eu folosesc oja normală și pentru că filmez aici clipuri, aș vrea mereu ca unghiile mele, dacă tot nu sunt, dacă tot nu mă vedeți și nu mă vedeți pentru că nu este genul meu de content, nu mă simt eu bine și nu pur și simplu nu îmi place să filmez clipuri de genul. În al doilea rând, cred că contentul pe care îl fac se axează foarte mult pe parfumuri și dacă vă uitați la clipurile mele în timp, mă cunoașteți și pe mine, oricum mă găsiți pe Instagram, dar
vreau să pot să filmez când vreau eu și să pot să vorbesc ce vreau eu. Am și, na, ca toată lumea suntem ocupați și nu aș vrea să trebuiască să stau 3 ore să mă pregătesc înainte să filmez un clip în care vă vorbesc oricum despre parfumuri și nu despre machiajul meu sau de părul meu și chiar nu aș avea timp de asta, așa că prefer ca informația să ajungă la voi, să aveți clipuri mai multe, să puteți să vă faceți mai multe idei, să putem să comunicăm. Nu aș avea timp în primul rând, cred că asta este, da. Așa, mai avem aici, Jul se numește, da, un unt de corp, îmi plac foarte mult unturile de corp, ia să vedem, stați așa că am umplut aici tot în jurul meu. Este un floral proaspăt și numai bun pentru perioada asta, pentru perioada caldă. Și am și un parfumel, toate miros la fel. Este Rollerball Fragrance Let the Good Times Roll. Este cu ceva citrice și iasomie, Awaken the Senses. Pe ăsta mi-l luase Iulia, însă văd că l-a pus la loc. Și mai am ceva în pachetelul acesta, ce nu am folosit până acum, body scrub, dar este solid. N-am avut până acum un body scrub solid și să știți că folosesc body scrub, scrub-uri de baie. Nu pot să-l desfac, mi-am făcut unghia praf. Aș vrea să vă arăt cum este. Eu folosesc scrub-uri, mai ales în perioada caldă, pentru că folosesc autobronzant, pentru că ce să faci, albă ca brânza, cum se zice, și dacă folosești autobronzant, folosesc mai des în perioada caldă, vreau să zic. Miroase la fel, foarte frumos. Și înainte de autobronzant trebuie să îți exfoliezi foarte bine pielea. Intrăm în alte subiecte, cred. Și mai am o mânușă pe care mi-a dat-o Mihaela la un moment dat, care se folosește uscat așa. Adică să nu folosești un produs, îmi convine și cu aceea, pentru că nu am de fiecare dată timp să stau, să mă dau cu scrub, să mă dau cu autobronzant. Și aceea mi se pare că mânușa aceea se folosește pe piele uscată. Am mai văzut că există și o perie pentru piele care îți înlătură pielea moartă de pe corp și mă uiși de aceea. Da, este o variantă mai naturală de a-ți exfolia pielea. Și gata, nu mai vorbim despre asta, pentru că, da, mai avem de vorbit despre parfumuri și mai sunt câteva. Dar m-am gândit că folosim produse de genul și sunt câteva chestii importante pe care le-am aflat și eu în timp și pe care aș fi vrut să le aflu mai repede. Am două rarități aici. Două rarități de la L'Occitane. De la L'Occitane. Haide să vă arăt. În primul rând avem așa. Jasmin mandarin. Mandarin jasmin. Da. De la L'Occitane. Uitați-vă cum arată. Este apă de toaletă. Sunt niște parfumuri rare, sunt niște parfumuri care nu se mai găsesc și pe acesta l-am luat pentru cineva. Miroase foarte natural, este foarte lejer, este un parfum pentru primăvară și vară. Mandarina miroase foarte, foarte frumos. Da, au niște mirosuri destul de naturale, de plăcute. Este un parfum, cred că este unisex, oricum, dacă nu este unisex, eu așa îl văd. Pentru perioada caldă. Îmi place și ambalajul. Și mai am unul pentru perioada rece, dacă folosești ca și mine în perioada asta și parfumuri dulci, ei bine, este pentru tot anul.
Vanilla, de la L'Occitane, tot o apă de toaletă aici. Aici avem altceva, altă poveste. Îmi place foarte mult, din nou, un parfum unisex. Aici avem baza multor parfumuri pe care le-am testat și asta mă bucură tare mult. Este o bază. Mi se pare că este un parfum care merge foarte bine pentru layering. Eu nu fac treaba asta, nu fac layering, dar pe unele le văd super bune pentru asta. Mie îmi place să folosesc, de exemplu, aici avem vanilie, caramel. Este ceva ce am regăsit în baza Odwell de la Diptyque. Izul acesta de vanilie mai dark, așa, mai spicy, mai întunecată, mai și dulce în același timp. Am regăsit-o și în Coffee Addict de la Calotinis. Izul acesta, vanilia aceasta un pic spicy și dark. Am întâlnit-o și într-un parfum de la Le Senteur Gourmand, în vanil de la Reunion, dacă nu mă înșel. Deci, am întâlnit izul acesta de vanilie în multe parfumuri care m-au cucerit, chiar și în Vanilla 28 de la ce am un lapsus. Mi se întâmplă destul de des în ultima perioadă, dar știți voi de la ce Vanilla 28. În concluzie, aici este vanilia perfectă pentru mine și îmi place la nebunie. Cred că dacă aș vrea să mă duc într-o zonă de Vanilla 28, aș combina această vanilie cu un parfum fructat. Da, cu și siropos. Mi s-ar părea o combinație foarte bună și chiar o să încerc. Nu am făcut layering până acum, dar aș încerca cu aceasta. Nu este super, super intens parfumul. Nu este ca Vanilla 28. Este mai lejer. Este și o apă de toaletă. Înțelegeți voi. Nu este atât de intens cum este la Belle, cum este Vanilla 28. Dar e ok și îmi place foarte mult. Foarte mult. Este foarte cozy, așa, și dulce. Și vanilat și cu caramelul acela, vanilie cu caramel, este o combinație demențială. Chiar îmi place mult. Încă o raritate, pentru că este un parfum care nu se mai găsește, este acest Donna Karan New York Delicious Night. Aici avem niște fructe, un sirop de fructe de pădure, aș zice. Eu vă spun cum îl simt, că nu știu ce note are. Eu când l-am mirosit am crezut că are și lemn dulce. Mă gândeam un lemn dulce, licoros, așa, cu fructe, cu un sirop de fructe. Deci, vă dați seama ce e aici. Și mă duce un pic cu gândul și la Sea. Da, mă duce cu gândul la fructele acelea din Sea. Apa de parfum. Da, doar că acolo este mult mai light. Dar este foarte frumos, foarte aromat, foarte plăcut. Avem aici jumătate. Uitați-vă cum este culoarea sticluței, așa este și mirosul. Deci sticla, culoarea sticluței spune multe despre el. Nu știu dacă se vede în lumină, gata. Este un mov așa foarte închis, dar frumos. Frumos parfum. Frumos. Ia stați un pic să vă arăt ceva. Spus eu că nu fac hauluri, câte parfumuri cumpăr. Ei bine, pe acesta l-am cumpărat acum ceva timp, ia să vedem că nu mai știu. Be Delicious, Donna Karan New York. L-am avut acum mulți ani, l-am dat cuiva pentru că nu mi-a plăcut cum se usucă. Nu mi-a plăcut cum se usucă parfumul acesta, nici nu v-am mai vorbit despre el, dar am zis că la un moment dat tot să vă spun părerea mea despre el. Îl țin așa pentru că se vede tot în capacul ăsta. Sticlele nu mă dau pe spate. El miroase bine, dar când se usucă, îmi place mult deschiderea lui. Chiar îmi place deschiderea. Deci după
câțiva ani, mai mulți ani, nu mai știu câți, este la fel pentru mine, nu îmi place. Îmi place deschiderea, dar se usucă ciudat. Nu îmi place cum se usucă și chiar și fetița mea mi-a zis când m-am dat cu el, chiar când l-am recumpărat să văd cum mă mai înțeleg cu el, mi-a zis că miroase a castraveți murați. Dar castraveți murați, nu știu, mirosul acela de mărar din castraveți, mărar murat, exact, mă ducea cu gândul la ceva, dar nu știam la ce. Are un nas, n-ai văzut așa ceva. Da, după câțiva ani este la fel de nașpa pentru mine. Eu oricum o să, chiar dacă sunt parfumuri care nu-mi plac, eu o să le dau șanse. O să testez și la anul un parfum care anul ăsta nu-mi place, pentru că mi s-a întâmplat și invers. Să nu-mi placă un parfum sau să nu-l simt pe moment cum ar trebui și peste un an să-l testez și să fie wow. Deci se întâmplă și asta. La în cazul lui Donna Karan New York, Be Delicious, ce mai e? Be Delicious, o de parfum. Nu este cazul lui. Ok, trecem mai departe. Am aici o frumusețe de sticluță, deci aș vrea să se facă toate parfumurile în variantă de 15 ml. Este superb, este cantitatea perfectă pentru mine. Cartier, Baiser Volet, Eau de Toilette, mult crin. Dar nu este un crin intens. Nu este un crin intens, intoxicant, este chiar foarte curățel, foarte diafan, foarte feminin și m-a dus cu gândul când l-am mirosit prima dată, pentru că eu nu am testat parfumul până acum, m-a dus cu gândul la un mosc foarte curat. Nu moscul acela animalic, moscul acela foarte curat, un pic pufos, foarte plăcut și da, este un parfum feminin. Și frumos, dacă vă plac parfumurile florale și vreți un parfum ușor și foarte, foarte plăcut, încercați-l. Miroase super bine, chiar îmi place parfumul. Nu mi-aș cumpăra variantă mare, îmi place, dar nu mi-aș cumpăra variantă mare, dar mă bucur de aceasta. Avem aici un parfum de nișă, nu știu dacă ați auzit prea multe despre Eisenberg, nu știu exact cum se citește, dar eu vă zic așa, Eisenberg, Lepeșe, se duce în zona Narciso for Her, apa de parfum, doar că pe acesta îl văd un pic mai, pe Narciso îl văd mai pufos, aici îl văd mai pudrat, mai cremos un pic îl văd pe Narciso, aici văd ceva mai pudrat așa, nu se duce în zona mai pufoasă. Nu este unul la unul, să zic, un Narciso, dar se duce în acea zonă și să vă faceți o idee. Le Peche. Miroase super bine și da, se usucă diferit oricum. Are un iz diferit, dar se duce în zona Narciso for Her și îmi place foarte mult și acesta. Următorul minunat este unul care m-a dat pe spate. Uitați-vă și ce cutie are, ce prezentare, ce minunăție. Eu mai am parfumuri de la Fragonard, ăsta este Rose Lavand Eau de Parfum. Este din colecția, nu mai știu ce cum îi zice, ia să vedem. Habar n-am, nu mai țin minte. Este o cutie absolut divină. Sticluța este superbisimă. Sticlele în general de la Fragonard sunt foarte frumoase. Mai am o sticlă așa care este cu alte desene și la fel este și aceea superbă. Iar parfumul este un fel de Delina mai pe stilul meu, aș spune. Are trandafire, știu că nu are rubarbă. Mi se pare că în Delina se simte un pic crocantă rubarba aia și un pic verde, este un pic mai verde și mai proaspăt. Acesta este un pic mai cald pentru că are tonka în bază și se încălzește foarte mult, dar mi se pare
un parfum care se duce în zona de lină, doar că este ceva mai cald. Tot așa. Potrivit pentru primăvară și vară, dar ceva mai cald, ceva mai... nu știu. De lină mă duce un pic în zona girly și acesta este, dar parcă este puțin mai... puțin mai serios, așa. Îmi place foarte mult și Delina. Da, este un parfum minunat, n-am ce să zic. Dar chiar o să mă bucur de acesta. Și mi se pare și perioada super, super bună pentru el. Îmi plac foarte mult cei de la Fragonard. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul pe care eu l-am testat înainte. Am primit o miniatură de la o fată pe care o salut și o pup, pe care am dat-o și eu cuiva, la o altă fată pe care o pup. Și am aici sticla asta mare de 100 de mililitri. Îmi amintește de un alt parfum din colecția mea. Mă duce un pic cu gândul la Juice Box. Când se usucă, miroase cum se deschide acesta. Iar acesta în bază miroase diferit. Aici avem flori albe, avem tutun, ia să vedem ce mai avem. Avem și piper roz, mandarină în deschidere. Iar în bază are lemn, cașmeran, benzoin, tonka, stirac și piele. Ce credeți? Da. Vreau să-l port, vreau să văd cum mă înțeleg cu el și o să văd dacă rămâne în colecția mea sau nu. O să revin cu update despre acesta, poate că o să-l port și o să revin cu un review în care să vă spun dacă rămâne sau pleacă. Pot să vă spun sigur că Super Gorgeous îmi place foarte mult, îmi place mai mult decât acesta, dar totuși mi se pare un parfum foarte bun. Pot să apreciez treaba asta, da, nu sunt eu prea mult cu pielea sau cu tutunul sau cu... depinde de... compoziția parfumului, depinde de cum este făcut, adică am în colecție și cu piele și cu tutun. Unele au plecat pentru că nu am putut să mă înțeleg cu ele, unele au rămas și le ador, depinde foarte mult. Vreau să-l port și pe acesta și o să mai discutăm despre el. Gata, m-am întins cu clipul acesta foarte mult, sper că v-am relaxat cu clipul acesta, sper că v-a plăcut. Vă doresc o zi frumoasă cu soare și ne vedem în curând cu un video nou. Dacă vreți să mă urmăriți pe Instagram, pe contul personal, pe contul de parfumuri, pe grup, puteți să veniți și pe grupul meu pe care discutăm despre parfumuri și unde pun ofertele pe care le găsesc, pentru că mi-e foarte greu să pun în comunitate aici pe YouTube multe poze, iar eu găsesc multe oferte bune la parfumuri, dar pe grup mi se pare cel mai ok. Găsiți în descriere linkul grupului și vă aștept acolo. Ce voiam să vă mai zic? Dacă faceți cumpărături de pe parfumat.ro, de pe Miraj, apropo de Miraj, v-am lăsat și în comunitate, este un caramel, este acum mai puternic și mai intens și pentru el un cod de reducere și aveți și pe Dubai Collection un cod de discount. Deci găsiți coduri de discount în descrierea acestui clip. V-am pupat, să aveți o zi frumoasă! Pa, pa! Yeah,